Situația devine sângeroasă în Afganistan. Cel puțin 3 persoane au fost ucise și mai multe au fost rănite după ce militanții talibani au deschis focul împotriva unui grup de afgani care protestau, au declarat pentru Reuters 2 martori și un fost oficial al poliției. Cele 3 persoane au plătit cu viața pentru că au ieșit pe străzi cu drapelul afgan, iar mai apoi au înlocuit steagul insurgenților din piața principală a orașului. Potrivit unor surse din social media, locuitorii din Jalalabad au dat jos un steag taliban și l-au înlocuit cu steagul național al Afganistanului, ceea ce a enervat pe militanții mișcării islamice și au îndreptat armele asupra manifestanților. Mai multe persoane au fost ucise, potrivit CNN. A fost haos și în aeroportul din Kabul, acolo unde mii de afgani încearcă disperat să pătrundă în incintă pentru a părăsi țara. Cel puțin 17 persoane au fost rănite după ce talibanii au deschis focul asupra acestora. Mai mult decât atât, talibanii au atacat femeile și copiii cu biciuri și bastoane în mijlocul haosului de pe aeroport. Aceștia au folosit mai multe instrumente de tortură, astfel încât, în mai puțin de 60 de minute, aeroportul s-a transformat într-un câmp de război. Mii de civili afgani încearcă să intre în aeroportul din Kabul pentru a părăsi Afganistanul în contextul preluării puterii de către insurgenții talibani. Cel puțin 7 persoane au murit în ultimele zile în violențele produse în incinta aeroportului. Trupele americane au anunțat că au împușcat mortal 2 indivizi înarmați. Rămășițe umane au fost găsite și în compartimentul roților unui avion militar american, care a decolat luni de la Kabul după ce sute de afgani s-au înghesuit în avion, iar mulți au urcat efectiv pe avion din dorința de a părăsi țara.